Zilele trecute am fost la o policlinică. În timp ce mi se lua proba de sânge, doamna cu seringă și cu halat alb m-a luat la întrebări. Referindu-se la știrile cu privire la scumpirea energiei electrice și implicit a gazului, ea se revolta în gura mare și voia să afle un răspuns de la mine la sacramentala întrebare ce-i de făcut. O ascultam fără să reușesc să strecor măcar câteva cuvinte. Doamna mă presa în continuare. Simțeam că se confruntă cu mari greutăți. De fapt, chiar ea mi-a spus-o. Salariul 2500 de lei. La 7 dimineața trebuie să fii deja la serviciu, fără zile de odihnă, cu dispoziție bună și cu zâmbetul pe buze. Gazul și energia electrică înghite tot salariul. Ce-i de făcut? Tăceam. Sângele pe cura roșu și indiferent, ca în toba de tinichea a lui Günter Grass. Până la urmă, înainte de a pleca, am bălmăjit și eu ceva încurajator, dar nimeni nu crezu în acele vorbe, nici eu, nici doamna cu seringă. Abia în stradă am înțeles că am greșit. Cum de nu ne crapă nouă obrazul când îi încurajăm pe oamenii în halul acesta? De ce le dăm speranțe? De ce le spunem că dacă va veni la putere cineva bun, drept și necorupt, lucrurile vor lua o întorsătură bună? Când vom avea curajul, noi, nu ei, să le spunem odată și odată adevărul golgoluț, incomod, dar eliberator? Niciodată Basarabia nu va reuși de una singură să depășească condiția de stână. Cu forțele proprii, Basarabia niciodată nu va scăpa de marazmul politic, de ocupația rusească, de sărăcie, de corupție, de furturi zilnice ale banului public, de manipularea la televizoare, de funcționari nepricepuți, de specialiști necalificați, de drumuri desfundate, de orașe prăfuite, de case jerpilite, de ziluri și gazuri monstruoase, de mutre împietrite în transportul în comun, de produse alimentare scumpe și contrafăcute, de mafioți și de tot gunoiul ce s-a adunat în ultimii 25 de ani. De ce nu i-am spus doamnei cu seringă că singura soluție care ne poate salva este unirea imediată cu România? Nu una ipotetică și incertă, ci anume asta, imediată. Probabil că mă așteptam la o reacție previzibilă proprii unor cetățeni de-ai noștri. Basarabeanul poate fi de acord cu orice argument care îl aduce în legătură cu viața lui mizerabilă de azi, dar strâmbă de nas când îi vorbești de unire. Înțeleg, 200 de ani de ocupație rusească nu trec fără repercusiuni. Înțeleg, televizoarele rusești introduse în fiecare casă de basarabean ca niște cai troieni dezondulează creierii mult mai eficient decât orice șenilă de T-74. Și totuși, dacă simțim măcar un pic de responsabilitate în fața istoriei, în fața acestei bucăți de pământ, în fața acestei națiuni de nomazi rătăciți prin paginile proprii istoriei, renegate și necunoscute, dacă avem puterea de a ridica fruntea și a previzarea luminoasă, nu e așa că avem și datoria de a bate din poartă în poartă și de a le vorbi oamenilor adevărul. Cum poate fi realizată unirea imediat? Cred că avem ce discuta la această temă, dar dați-mi voie să vă expun câteva lucruri foarte simple. Să rămânem un pic tot în zona medicinii. Așa s-a întâmplat că de ceva ani sunt nevoit să înghit zilnic anumite pastile. Anumitele pastile sunt foarte scumpe la Chișinău și atunci ori de câte ori mă aflu la Iași, Cluj, București sau oricare alt oraș din România, îmi cumpăr anumitele pastile la un preț de 2 ori mai mic. Aș vrea să mă uit în ochii unui bolnav dependent de medicamente. Ar spune el nu unirii dacă numai în acest mod își poate salva viața? Aș vrea să-l aud pe un bugetar sau pe un pensionar.
De ce ar fi el împotriva unirii azi, dacă mâine salariul lor, pensia, li se va tripla? De ce un artist nu ar vrea să fie cunoscut de o țară mare și deșteaptă? De ce miile de reprezentanți a societății civile care pledează pentru combaterea corupției, de exemplu, ar avea ceva împotriva unirii? Mâine DNA-ul își va începe activitatea la Chișinău și poi mâine mafioții de la noi se vor trezi deja cu dosare penale. Nu la anul, nu când Uniunea Europeană se va enerva, ci mâine. De ce nu le vorbim oamenilor aceste lucruri simple? Să vă spun de ce. Din cauza Uniunii Europene. Politicienii de la Chișinău au lansat de curând o nouă poveste de adormit naivii. Republica Moldova merge neabătut pe calea integrării în Uniunea Europeană. Poți declara orice, dar adevărul rămâne oricum unul singur și neschimbat. Republica Moldova este un stat falimentar, corupt și impotent. Mai pe scurt, o stână. Republica Moldova nu se va integra în Uniunea Europeană nici în următorii 10 ani, nici în următorii 25 de ani, nici în următorii... Mai departe nu știu, fiindcă lucrurile se vor derula fără mine. Păcat de copiii noștri care vor repeta destinul nostru de nomazi, rătăciți într-o șansă istorică și o neșansă trivială. Păcat e că știm cu toții lucrul acesta, dar ne prefacem că așteptăm chimera schimbării. Nu integrarea în Uniunea Europeană este șansa noastră, ci unirea imediată cu România. Rămâne valabilă oferta făcută de președintele Traian Băsescu. Cereți unirea și noi vom înfăptui-o. Punctum. Anume despre aceste lucruri vreau să discutăm astăzi. Scenarii concrete, planuri de unire. Nu dezbateri sterile, avem sau nu avem nevoie de unire, așa cum am mai văzut la unele televiziuni și după aia fătucele de acolo se laudă cu ratingul care l-au făcut. Nu există rating în acest subiect. Sau așa zisele ziaristii, colegele noastre deontologi care ies în stradă și întreabă oamenii. Spuneți-ne, vă rog, ziua de 28 iunie a fost o zi a eliberării sau o zi de ocupație? Înțelegeți, există lucruri care nu poți fi și ocupat și eliberat concomitent. Că oamenii spun, asta este cu totul altceva. Adevărul însă rămâne unul singur și despre asta vom încerca să discutăm astăzi cu invitații de azi ai cabinetului Valentin Doganiuc, analist politic, fost viceprim-ministru, Antonin Popescu, cunoscutul și prietenul nostru de demult avocat din București, Vitalia Pavlecenco, președintele PNL, și George Simion, președintele Platforma Acțiunea 2012. Așadar, fiindcă avem foarte multe astăzi și intervenții pe parcursul emisiunii, intervenții din afară, telefonice și prin Skype, aș vrea să spunem lucruri esențiale de start. Am auzit chiar astăzi, cu referire la ziua de mâine, evident, spunând cineva, bine domnule, dar unioniștii ăștia nu au niciun plan, nu au niciun scenariu de reunificare a țării. Așadar, hai să vorbim despre asta. Există la ora actuală undeva un plan concret de unire, un scenariu care prevede pașii concreți de reunificare a țării? Bineînțeles că există. George Simion. Altfel, președinții României și Traian Băsescu și Klaus Iohannis nu și-ar fi permis să facă declarațiile pe care și le-au făcut. Mai voalate decât atâta nu vor fi niciodată din partea unui președinte a României. Cereți unirea și o vom face. Iar președintele Klaus Iohannis a spus, este datoria Bucureștiului să facă această ofertă și a Chișinăului să o accepte, în ordinea aceasta. Bineînțeles, noi luna trecută am lansat în Parlamentul României o inițiativă care se cheamă Prietenii Unirii. Peste 40 de parlamentari au aderat luna trecută. Dă-mi voie să te întrerup. Am văzut acțiunile voastre. Cred că și lumea știe, fiindcă totuși au fost mediatizate suficient de bine. Întrebarea mea a fost alta. Dacă există undeva un scenariu,
fie și punctat schematic, dar foarte concret ce pași ar trebui să întreprindem pentru a realiza unirea Republicii Moldova cu România. Bineînțeles că există, vom intra pe parcursul emisiunii și cu domnul Petrișor Peiu, care a făcut un studiu despre costurile reunificării, de asemenea cu specialiștii de la București și de la Chișinău, lucrăm pe fiecare domeniu, pe mediu, pe justiție, pe apărare. Important e și ce nu putem noi lucra și de asta e foarte important această emisiune pe care o faceți. Telespectatorii dumneavoastră pot decide unirea. Acest scenariu întreg care s-a făcut și este elaborat la București trebuie să aibă sprijinul populației de aici, care cred că s-a convins că singura șansă este unirea. Vitalia Părnicencu. Vă mulțumesc în primul rând pentru că m-ați invitat să discutăm această tematică și ați menționat un lucru foarte important. Este necesar ca să se discute cât mai des această problemă. Cum se poate face unirea? Pentru că acum tot mai mulți vorbesc despre acest lucru, văd această necesitate, acest imperativ și ați amintit și de DNA, noi am avut și în programul nostru electoral, ați spus dacă sunt planuri, iată, eu reprezint aici nu doar PNL, dar și Consiliul Unirii, în care sunt mai mulți membri și prezenți aici. Și de la bun început am făcut și cărți, avem, iată, Schimbarea paradigmei de dezvoltare socioeconomică a Moldovei, Manifestul Unioniștilor, iar acum în campania electorală, pentru că pe lista PNL au fost și mulți cei mai buni membri ai Consiliului Unirii, am lansat și Planul Marshall, un plan publicat în PDF, foarte amănunțit. Avem și conceptul legat de... Vreau două, trei teze din acest plan, Marshall. Cele mai mari probleme ale Republicii Moldova sunt corupția, sărăcia și migrația. Acum în România se discută despre noul proiect de Constituție. Sunt diferite proiecte și legate de regionalizare. Republica Moldova are o agricultură care ar putea fi integrată în planul de regionalizare din România. Eu doamnă Păpălăcincu, în Constituția României, din păcate, spre deosebire de Constituția Germaniei Federale de pe timpuri, nu există o prevedere explicită de reîntregirea aveți teritoriului. Foarte, foarte mare dreptate. Exact acest lucru noi l-am înaintat deja chiar și unor membri ai Consiliului Unirii care sunt în Parlamentul României, cum ar fi Bogdan Deaconu, și urmează să mai stabilim relații, să ne întâlnim ca să prezentăm și alte puncte de vedere. Există și acest proiect Constituția Cojocaru. Noi ne-am întâlnit cu domnul Cojocaru și să adune semnături pentru a promova acolo la fel. Sunt prevăzute condițiile pentru reunificare și urmând exemplul german, am propus și în programul nostru electoral ca să fie completat articolul 1 în eventualitatea redobândirii suveranității asupra pământurilor istorice ale României cu pedepsirea celor care, considerarea crimelor împotriva umanității, a celor crime care au dus la raptul teritoriilor românești. Dar pentru aceasta este nevoie de un dialog, atât între decidenții de la București, cât și cei care sunt mai activi unioniști în Republica Moldova, de vreme ce, de fapt, guvernanții nu vor deocamdată și chiar după 30 noiembrie putem spune cu certitudine că și-au intensificat lupta împotriva antiromânilor. Și aș vrea să mai spun... Mai avem timp, doamnă. Da, o clipă. În contextul că ați amintit de DNA, am avut și acest punct în program electoral. Doamna Pălnicioc, o să revenim. Codruța, avem timp, o să Laura, vorbim despre Laura Codruța Căvești, acum este probabil cea care favorizează cel mai mult încrederea pentru unire, pentru că vede că acolo pot fi pedepsiți hoții și bandiții, în timp ce Republica Moldova, aceștia sunt la guvernare și fac tot posibil ca să-i mențină într-o stare antiromânească. Sunt de acord cu această remarcă și cred că ne vom referi la ea și mai târziu, Valentin Dolgăniuc. Cred că după mulți ani, pentru prima dată, s-a apăsat atât de mult peroana României, care este Basarabia, și îți mulțumesc, Val Butnaru, foarte mult pentru acest lucru, accentele pe care le-ai pus acum seara, că noi cei de aici din Basarabia, atunci când luptam pentru ieșirea din Imperiul Sovietic, al doilea pas, a doua decizie parlamentară trebuia să fie revenirea la România Basarabiei, fiindcă altfel nu puteai să intri, deci, în România fără a ieși din Uniunea Sovietică. Acea independență pentru care am votat atunci a fost independența față de Imperiul Sovietic și nu independența față de București, dar de fiecare dată cineva a votat altfel.
Eu voi aborda un pic altfel această problemă sau această întrebare. Întrebarea noastră este destul de simplă și nici nu poate fi abordată simplist. Aici, în Republica Moldova, după ani și ani, am reușit să facem careva analize și am ajuns la concluzia că nu există etnie moldovenească. Oamenii, cetățenii Republicii Moldova, se împart în două categorii, etnici ruși și etnici români. Și acest lucru s-a profilat pe rezultatele alegerilor parlamentare de acum, din 30 noiembrie 2014, atunci când s-a spus că a fost un vot geopolitic. De fapt, acest vot geopolitic care împarte populația din Republica Moldova între cei care își doresc în Uniunea Europeană, de fapt aceștia sunt etnicii români, și cei care își doresc în Uniunea Euroasiatică, aceștia sunt etnici ruși. Deci sau gândesc rusește aici în Republica Moldova, sau gândesc românește. Iată, din acest punct de vedere, aici avem această mare problemă. Problema mea personală nu este, de exemplu, costurile reunificării. Problema mea personală, eu nu am pus niciodată întrebarea cât mă costă să merg la mama mea. Da, dar cât problema, mă costă, deci, problema, să merg, deci... problema contribuabililor români din România este asta. Eu vă dau atunci un exemplu. Când vor fi întrebați, eu vă dau un exemplu. În ce aici privește... să plătească prețul reîntregirii, plătind ei personal din buzunarul lor, se vor gândi. Este o problemă. Nu cred că putem să o neglijăm. Nu putem să ne arată că o reunificare va duce la un rezultat sau o dezvoltare mai mare. Nu putem să neglijăm, dar atunci când punem accentul pe reîntregirea sau revenirea Basarabiei la trupul României, o să vă dau un exemplu ce s-a întâmplat în localitatea Costești din Râșcani la aceste alegeri parlamentare, atunci când în această localitate din banii europeni au fost reparate drumurile, a fost deci gazoductul, a fost deci școala din localitate, și în această localitate a învins partidul lui Dodon. Adică partea aceasta financiară nu a avut nicio valoare într-o campanie electorală. Eu consider că problema fundamentală este mentalitatea. Sau gândești românește, sau gândești rusește, fiindcă nu se gândește moldovenește. Moldovenismul din Basarabia a fost folosit de către Imperiul Țarist, mai puțin, dar de către Imperiul Sovietic și de către cei care după 25 de ani se află acum la guvernare, doar pentru a menține Basarabia pe orbita Moscovei. Aceasta este, de fapt, explicația acestui moldovenism. George, numai puțin să terminăm să vorbească și Antonie Popescu. După care putem începe discuția liberă și eventual polemiza. Esențial pentru ca orice construcție să reușească, sigur, au trecut 25 de ani de când așteptam să se producă ceva. 1991 a fost, cum spunea domnul viceprim-ministru Dolganiuc, momentul depărtării de Moscova, independenței, câștigării independenței față de Moscova. Așa a înțeles și un anumit București și o Românie profundă. Mi-amintesc votul demonstrativ al domnului Claudiu Iordache atunci, în august 1991, a fost exact acela de a arăta că e vorba de independența față de Moscova. Iar rețeta care trebuie urmată nu este nouă. Avem modelul german, dar avem cel mai recent, dar european și euroconform. Dar noi avem un model românesc de după 1918 al reintegrării provinciilor care au decis să se unească pentru vecie, spuneau acei oameni dăruiți. Acea generație de români în fața cărora ne plecăm cu respect astăzi. În această construcție este esențială voința politică și voința cetățenilor exprimată într-un fel în care să și producă efecte. Mie mi-a atras atenția, ați vorbit foarte frumos de revizuirea Constituției și e un foarte bun exemplu și moment. Mi-a atras atenția la revizuirea Constituției discutată în anii trecuți la București. Un amendament pentru Basarabia, eu spun că a fost o premieră postbelică, un deputat din Bucovina, cea de lângă Sârma Ghimpată, cum spun atât de frumos ei. Dumneavoastră ați scos câțiva politicieni de la Chișinău, au venit la Prut să scoată Sârma Ghimpată, dar n-a fost decât un gest neurmat de fapte.
O reintegrare europeană despre care se vorbește în discursul public se poate face sincer dacă se face o reintegrare practic românească. Ați vorbit foarte frumos de Departamentul Național Anticorupție. Nu știu dacă cu adevărat își doresc un DNA politicienii de la Chișinău. Politicienii nu, că doresc, da. Își dorește societatea. Ca să fie clar, Antonie, politicienii de aici nu își doresc acest lucru, tocmai de asta ne aflăm în studioul ăsta. Legislația, nu numai modelul instituțional poate fi extins, el este cel european, dar poate fi întreaga legislație. Legislația în Basarabia nu mai trebuie tradusă la Chișinău. Da. Spus, modelul de care vorbeam este unul integraționist, este un amendament constituțional, da. Și pe parcursul emisiunii cred că vom putea vorbi despre el. Acum aș vrea două lucruri, cred că să spun. Primul este că putem în sfârșit să vă antrenăm și pe dumneavoastră, stimați privitori, în discuția noastră și v-aș ruga să răspundeți la o întrebare simplă. Este oare unirea, salvarea Republicii Moldova? Pentru da, răspundeți la numărul scurt 2350, pentru nu la 2360. Și acum mergem la București, stăm de vorbă cu Mircea Druc, primul prim-ministru al Republicii Moldova Independente. Bună seara, domnule Druc! Bună seara! Societatea atât de distinsă, atâția oameni. Domnule Druc, la începutul anilor 90 a devenit celebră o frază pe care ați spus-o, să gândim și să acționăm astfel de parcă unirea ar fi avut loc. Iată, au trecut, cred că, aproape 25 de ani, un pătrar de secol. Ce ar mai trebui să gândim și să acționăm ca unirea să aibă loc astăzi? Păi, să scris pe frontistice acolo că a avut loc unirea. Deci faceți un case study. Eu vă informez că dumneavoastră ați pierdut această informație. Ieri s-a votat în Parlamentul de la Chișinău reunificarea. A doua zi ce faceți? Și ca și cum s-ar fi unit țara, începe să rezolvați probleme. Și fără a rezolva aceste probleme, unirea este numai decretată, declarată, dar nu și făcută de fapt. Fică ce se întâmplă? Da, toată lumea așteaptă să intrăm, să ne recunoască ONU. A intrat la 2 martie 1990, dumneavoastră, noi, Republica, așa zisă Republica Moldova, a fost admisă în ONU. Ei, și? Acum, adică la Vilnius însemnăm actul cu Uniunea Europeană. Deci, primul și primul lucru, dacă vreți, într-adevăr, sau cei care vor să unească, să nu mai vorbească de Republica Moldova. Că atunci când Germania... Un coleg de-a dumneavoastră vorbea acum o clipă că am prins și eu modelul german. Păi germanii în 89 nu l-au pus pe Honecker să negocieze cu Helmut Kohl sau să zică RDG vrea să unească cu RFG. Domnul s-a terminat cu chestia asta. Nu există. Există 6 județe basarabene. Și pentru aceste 6 județe basarabene am spus-o în 1991 în noiembrie. Altă soluție nu există. Și dacă vreți să vă convinge, atunci luați exemplu de la Tiraspol. Și aia și-au imaginat că ei din 5 raioane sovietice vor face un etalon, o micro-uniune sovietice, un rai sovietic, un bastion a Rusiei și acum la ce au ajuns? Cele 21 de sate găgăuze tot spuneau în 90 că ei vor face Republica Găgăuză și nu știu ce vor face. Ce facem noi cu 6 județe basarabene? Altă soluție nu există, dar dacă vreți să mai întindeți și să mai dureze, încet. Însă, în acești 25 de ani, noi n-am stat degeaba, s-a făcut. Și dacă cineva este lucid, cu creionul în mână, ar vedea că în 25 de ani am construit pentru unire mai mult decât s-a făcut în cele 22 de ani din perioada interbelică. Și acum, care e problema? Da, multe și acționează, dar unirea... Deci, permanent, noi vorbim de unire din Paște în Paște sau la aniversări sau de Sfânta Paraschiva sau de 27 martie, gândindu-ne la un protocol.
Adică obsesia basarabenilor și o parte de dincoace din Prut este să decretăm unirea. Adică dacă s-ar pupa doi președinți, ziceam eu atunci, Snegur cu Iliescu, acum alții, atunci ar fi unirea. Nu! Dar cum, domnule Drog, dar cum, da. ce pași practici? Care ar fi planul? Practic, care ar fi scenariul? Păi scenariul foarte simplu. Dacă nu intervine un factor extern, altă cale nu există decât cea democratică. Adică un partid unionist, lui doamna Pavlicencu sau altul, sau unit împreună, să ia o majoritate parlamentară. Să facă un plebiscit, un referendum. Fiindcă nici marele Putin, care l-ați invocat acum, n-a putut să ia Crimea, tot întâi a făcut de, așa, de ochii lumii, un referendum. Trebuie să fie un referendum, trebuie să fie o voință, un vot în Parlamentul de la Chișinău. Pe calea democrată. Altă cale nu există, fiindcă nu poate fi într-o magie sau să vă parașutez eu acolo negri ca să vă facă unire sau să ne facă unire. Uitați-vă, luați exemplu, toată lumea îl blamează pe domnul Dodon. Însă el a avut curajul, ce spuneam eu. Sau... Domnule, eu sunt pentru unirea cu Rusia. Și a luat băiatul 23, 21, 24, acolo cât a luat. Bun. Acum trebuia să vină unul care a spus, și a spus-o doamna Pavlicencu, noi suntem un partid unionist. Are și în... Nu, că electoratul, deșteptul electorat basarabean nu votează. Unioniștii se treacă în Parlament. Au votat timp de 10 ani sau 15 ani un partid, Partidul Popular Creștin-Democrat, care a luat toată zestrea și toată experiența și tot efortul depus de Mișcarea de Eliberare Națională, ca până la urmă acest partid să zică că întregul devine, partea devine întreg. Pe urmă este Partidul Liberal în frunte cu domnul Ghimbu, domnul Chetacă, tot așa, electoratul basarabean îi dă 8% și nu se poate uni. Deci, da, dar ei nu, ei nu se declară unioniști, domnule Druc. Păi nu se, aceștia sunt presupuși unioniști. Doamna Pavlicencu este tranșantă și a spus, atunci noi electoratul, de ce nu i-am dat măcar 5% să treacă în Parlament ca să știm că noi, unioniștii, da, avem o reprezentantă în Parlamentul de la Chișinău. Pentru cine am votat? Pentru integrarea europeană, spunea careva, dar n-am înțeles cine. Nu vrea clasa politică de la Chișinău nici integrarea europeană și nici unirea cu România. Integrarea europeanelor nu le trebuie, fiindcă vezi ce se întâmplă. Dacă te integrezi cu Europa, aia sunt neserioși. Te controlează la sânge ce ai făcut cu banii și uite ce a pățit România sau ce a pățit clasa politică de la, București. Da, domnule Druc, în orice caz, mi-e clară teza pe care ați spus-o. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Sper să ne revedem. Da, nu m-am spus, dumneavoastră ați spus foarte frumos. Nu mi-amintesc bine. Un an, doi, că unica soluție este unirea. Și ce m-a impresionat pe mine, că l-aveați interlocutor pe marele, pe Țăranu, Anatol Țăranu. Dacă și Anatol Țăranu, care împreună cu Andronic l-a dat jos pe unionistul Druc în 1991, a ajuns să fie de acord cu dumneavoastră, atunci ce mai vreți? Teoretic e pregătită. Așteptați, dacă nu vreți să grăbim procesul. Da. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule Druc. Vă reamintesc, dragi privitori, întrebarea televotingului nostru. Este oare unirea, salvarea Republicii Moldova? Da, 2350, nu 2360. Da. Noi vom discuta, George, ai avea o remarcă, n-am uitat, ai avea o remarcă, numai puțin, doamne, Pavlicencu. Nu uit, dar să știți că două lucruri vrea să discut, să preluăm din pasa domnului Druc. Un lucru, la modul concret, o întrebare, dacă vreți, de ce unioniștii nu votează partidele unioniste? Unu, și unirea propriu-zisă nu este încă suficient, actul unirii în sine, este doar, cred că, un act istoric, o hârtie. După asta urmează pași concreți, absolut, care trebuie să elaborați practic. Despre asta vreau să vorbim. Replica și după asta continuăm. Să vorbim despre cum continuăm și nu am fost de acord cu domnul Dolganiuc, să ne împărțim între ruși și români. Ca mod de gândire. Da, nu mai trebuie să facem separarea asta, pentru că și rușii și românii și cei care se consideră moldoveni, cu toții vor bunăstare și cu toții vor securitate și siguranță și un trai mai bun.
Deci nu mai putem să separăm, voi sunteți moldoveni, noi suntem români. Nu, noi suntem la fel și pe o parte și pe alta a Prutului. Puteți fi de acord, puteți să nu fiți de acord. Dar cu toții suntem de acord că trebuie pensii mai bune, trebuie drumuri mai bune, trebuie o viață mai bună aici. Și pentru a nu vorbi așa cu slogane patriotare de 27 martie sau de 1 decembrie, cum a zis domnul Druc, vreau să vorbim în cifre. Ce ar însemna pentru România din punct de vedere economic o unire? Ar însemna că atât în România cât și în Republica Moldova am avea un PIB și o creștere economică de peste 5%, lucru pe care nici România, nici Republica Moldova nu poate să-l facă în acest moment. Ce ar mai însemna din punct de vedere economic? Ar însemna că suprafața agricolă a României aproape s-ar dubla. Nu, să nu creadă cineva din telespectatorii dumneavoastră că în România nu se vrea unirea. Haideți să ne uităm mai departe, la sondaje de opinie. Ce spun sondajele de opinie în România? 3 din 4 români sunt de acord cu unirea. Cel mai slab sondaj în sensul ăsta arată 75%, cel mai bun 87%. 87% dintre cei de peste Prut vor unirea cu Republica Moldova. România a dat mâna și a făcut oferta de unire. În momentul ăsta este cazul ca cetățenii Republicii Moldova să accepte, pentru că, după cum bine ați sesizat și cu toții suntem de acord, clasa politică de la Chișinău nu o să îmbrățișeze această ofertă politică. Pentru că oricât de multe partide unioniste ar apărea, și revin la întrebarea pe care a spus-o, poate să ia ei 50% plus 1. În momentul când o să ajungă la putere și o să ajungă prim-ministri și miniștri și președinți, nu o să mai vrea să facă unirea. Și nu mai avem mult timp de așteptat. Tinerii aceștia, generația care vine din urmă și pe care ați menționat-o, nu are acest timp. Nu putem să ne trezim peste 30 de ani că în sfârșit am adus unioniștii la putere și iar ne-au trădat. Și atunci e interesant. E interesantă da, această răsturnare de foarte multe lucruri de spus, mă străduiesc să le spun în teze. Uitați-vă, o foarte mare importanță au declarațiile celor care sunt la guvernare. Și populația noastră este cu percepția sa că ceea ce spun de sus este adevărat. Asta e peste tot. În acești ani și chiar în acești 23 de ani, dar mai ales în ultimul timp, de când au apărut mai multe tendințe și mai clare privind unirea și mai deschis s-a spus despre aceasta, pentru că nu putem spune că, de exemplu, doar PPCD-ul, că știm ce s-a întâmplat cu unirea, că acum a ajuns cel mai remarcabil PPCD cu Dugin prieten, dar, de exemplu, au fost PFD, au fost partide care au vorbit despre mereu despre aspirația unionistă, dar au formulat altfel, dar asta au avut în vedere și declarația de independență, pentru care spunem jos pălăria, are unicul acel fragment aliniat care spune despre dreptul basarabenilor de a-și decide prezentul și viitorul. Deci asta a fost, nu suntem primii care am spus, dar noi, de exemplu, de când am spus deschis chiar și în alegeri în 2010, toți parcă se speriau și spuneau că nu suntem întregi la cap. Dar uitați-vă că lucrurile exact în direcția asta evoluează. Acum, cei de sus nu vor ca să accepte nici măcar libertate de exprimare și a discuta pe aceste teme, pentru că asta le erodează mesajul lor care este fals, pentru că ei se drapează cu europenismul, cu retorica și frazeologia europeană, își drapează, de fapt, dorința de a fura, dorința de a promova moldovenismul pentru că asta place rușilor și pentru că ei, de fapt, sunt șantajabili toți prin trecutul lor în fața Rusiei. Independența despre care se vorbește aici, care corect spune că s-a avut în vedere față de Rusia, nu este, independența a fost bună și a fost în speranța că după asta va veni unirea. Dar independența, ca și statalitatea în special, cu asta speculează mult, nu sunt un fetiș. Un fetiș este fericirea omului. Deci omul, așa cum vede și prevede și declarația de independență a Statelor Unite... Scopul care îi guvernează. Deci asta e scopul și institutul îi guverne ca să-i facă pe oameni fericiți. Și dacă prevede asta și declarația de independență, dacă omul nu este fericit, are dreptul să dea jos guvernul pentru ca să găsească o altă cale. Ceea ce ar trebui să facă presa, dacă ar fi independentă, ca să discute care este calea cea mai bună ca să ieșim din această situație, pentru că, într-adevăr, cum s-a spus la început, nu există niciun fel de lumină la capătul tunelului. Acum despre momente clare, concrete. Iată, am vorbit despre în campanie electorală și vom vorbi mereu că am avut în program 18 puncte legate de reîntregerea în 2018, dar credem că va fi mai devreme, poate din cauza factorului extern, dar și poate prin situația internă. Am vorbit despre un Minister al Integrării Românești. Când întrebați cum punctual se poate de făcut. Iată, Ministerul Integrării Români intra-românești sau cooperării intra-românești
trebuie să fie motorul integrării europene, care în Republica Moldova nu va fi. Dar standardele europene trebuie să fie preluate. Imediat. La Chișinău sunt chiar două exemple. Pe lângă Ministerul Reintegrării Europene, există și Ministerul Reintegrării Raionelor de Răsărit. Da. Da, dar acest Minister al Integrării Românești, când am avut și guvernul nostru al Unirii, cu persoane care și-au asumat acest lucru. Mai departe, posturi TV Românești. Aici foarte mult contează că nu se vede ce se întâmplă cu DNA-ul. Eu, de exemplu, privesc numai postul Românești. De dimineață până în seară, oriunde aș fi. Și eu că văd acolo ce se întâmplă și mă gândesc cât le lipsește oamenilor noștri ca să privească ce se întâmplă acolo. Iar devine mâini cu toții unioniști. Dar de ce nu s-aduc postul TVR Românești? Mai departe. Circulația liberă a leului românesc. Cât a face asta în paralel cu leul nostru până când România, iată, va avea euro. Pe urmă, noi am avut un plan Marshall. Am avut și înainte de alegeri și l-am avut și în alegeri. L-am publicat. Sigur că avem o anumită putere de a difuza și capacitatea omului de a se interesa și a citi. Pentru că, de exemplu, am făcut și 100.000 de pleante Consiliul Unirii, unde spunem exact avantajul despre care a vorbit și George Simeon. Acum, Dodon, ați spus aici că s-a votat Dodon nu știu unde și... Domnul Mircea Druca a spus? Da. Doamna Pavel, da, foarte scurt, fiindcă da, avem timp foarte puțin. Uitați, Dodon e al lor. Totul cu ei cooperează cu aici la guvernare. Ei dacă luptă nu împotriva noastră, pro-românilor și unioniștilor. Da. Nu luptă împotriva lui Dodon care e... Și nu pot să nu fiu de acord cu această doamnă. În 2008... Nu, mai avem invitați, nu vă supărați. Nu, numai să vă rog. În 2008 a fost un sondaj cu 28% pentru unire. Nu pot să nu fiu de acord cu această teză. În plin regim comunist. Ăștia, actuala guvernare, ei nu luptă cu Dodon, ei luptă cu unioniștii. Așa Dodon este. Care s-a declarat, de fapt, un unionist, nu? El vrea unirea cu Rusia. Da. Da, și uitați-vă că el cu dânsul nu luptă, Antonie Popescu. Ce ar fi de spus? La asta da. Sau la... Scurt, aveam puțin până la publicitate. Eu i-am avertizat pe foștii noștri colegi de facultate, să le spun așa, că au fost o promoție care și-a făcut școala în dreapta Prutului și au ajuns în ministerele Chișinăului. Și dialogul a fost atât direct cât și indirect. Le-am transmis că, la vremea respectivă, le spuneam că nu era la orizont războiul din Ucraina, un război la frontiere. Dacă dorința de integrare este sinceră, ea trebuie urmată de niște pași concreți. Așa cum ne spunea și foarte târziu mulți români au înțeles, ne spunea Ungaria, drumul României spre Europa este prin Ungaria, așa și drumul Republicii Moldova spre Europa este prin România. Asta dacă nu, nostru, dacă nu găsesc o cale să meargă prin, știu eu, Rusia, Alaska, America și să ajungă acum, în Spania. Dar Natalia Ghirion a fost la București, a spus acest lucru. Antonie, acum drumul României nu mai este prin Ungaria. Îmi pare că nici Ungaria nu își are drumul ei în Uniunea Europeană. Înainte de publicitate, Valentin Dolgăniuc să mai spune ceva. Cât mai aveam până la publicitate? Dați și voi o oră ceva aici pe ecran, dacă pot să vă și eu. Valentin Dolgăneu, cu un minut. Ceva important, cred că aș putea să spun. Orice idee este puternică doar dacă pornește din suflet, din inimă. Ori ideea națională Republica Moldova, la momentul actual, acea idee a moldovenismului, s-au scrimut agrarienii, pe urmă comuniștii, pe urmă ceilalți, să găsească o idee națională, deci care ar fi valabilă pentru Republica Moldova, care ar întări această statalitate. Și nu au găsit-o până acum și nici nu pot găsi niciodată, pentru că unica idee națională a Basarabiei, deci este ideea românească. Acum, dacă e să vorbim despre aspectul unificării în condițiile actuale, în condițiile când nu există un factor extern, cel care a existat în Germania, pentru Republica Moldova nu este valabilă această variantă. Pentru că, într-adevăr, în Germania Democrată nu s-a făcut niciun plebiscit. Pur și simplu s-au lichidat niște consecințe ale celor de-al doilea război mondial. În Republica Moldova, Basarabia, deci consecințele nu au fost lichidate. Astăzi suntem în altă situație.
Republica Moldova este subiect al dreptului internațional, Republica Moldova are o Constituție care are niște prevederi foarte stricte, foarte dure, impuse de către Moscova și promovate aici de către oamenii Moscovei. Această Constituție, pentru a fi modificată, trebuie să ai, deci, o majoritate parlamentară aici, este foarte și foarte mult de lucru. Lucrurile nu sunt atât de simple cât încercăm, cum încercăm noi, deci aici să le dezbatem sau să le expunem, că mâine, deci, vom putea să facem, vom putea să ieșim. Uitați-vă, deci, aceste electorat care... Fiindcă avem puțin timp, o să revenim după pauză. Numai puțin. Nici Republica Democrată Germană, Constituția ei, nu permite acest lucru. Am spus că am ratat acel moment de la 1990. Germania au cerut unire. Trebuie și basarabenii să o ceară. Constituția permite. Articolul care prevede că totul se rezolvă caracterul suveran și integritatea teritorială a statului este neutralitatea. Este adevărat, dar pentru aceasta... Pot fi revizuite prin referendum. Da. Iar acum, recent, Curtea Constituțională de la Chișinău a spus că și declarația a recunoscut lucrul notoriu, de altfel, că declarația de independență este act cu valoare constituțională și face parte și dă o deplină interpretare Constituției. Trebuie să plecăm, doamnă Pavlicencu, trebuie să plecăm în publicitate. Aș vrea să vă anunț, oarecum previzibil pentru mine era acest rezultat, 581, cred că salvarea noastră este unirea cu România, 22 de persoane, cred că nu este așa. Revenim după publicitate, discutăm lucruri extrem de importante și interesante, vom avea alte intervenții telefonice din afară, stați aproape. Vorbim astăzi despre unire. Tocmai din acest motiv v-am și rugat să răspundeți la această întrebare. Este oare unirea salvarea Republicii Moldova? Pentru da, 2350, pentru nu, 2360. Discutam până la pauză despre avantajele unei eventuale uniri. Vă făceam trimitere și la o replică a domnului Druc, care spunea actul semnat al unirii încă nu înseamnă nimic, înseamnă pașii concreți care vor urma, înseamnă totul. Așadar, să vorbim despre avantaje, eventual unele dezavantaje, că vor fi și costuri. George Simion. Economia o să prospere după ce se investește 8 ani de zile în ea. E nevoie de investiții, o treime din bugetul actual al României o să meargă către Republica Moldova. De asemenea, investiții ale Uniunii Europene, după ce unirea se va înfăptui, vor merge către această zonă, desigur, către infrastructură. Dar, totodată, pensiile și salariile vor fi aduse la același nivel cu cele din România. Și nivelul, în momentul actual, în România, este de 200 de euro pensia și 530 de euro salariu mediu brut pe economie. Telespectatorii dumneavoastră sunt convins că cunosc lucrurile astea, cunosc cum sunt drumurile în România, cunosc sistemul sanitar, cunosc cum este justiția în România și ei au dreptul să aibă acest stil de viață care este un pic mai bun. Nu poți să te unești cu Germania, că nu ești același neam. Noi, români, moldoveni, cum om fi, cum nu om fi, suntem la fel. De asta vă ziceam, nu ne împărțim în români și moldoveni, nu ne împărțim în partide și partiduțe, nu ne împărțim în europeni și unioniști. Suntem toți la fel și avem dreptul la o viață mai bună. Și tocmai de asta, duminică, se va face o manifestație prin care se va cere unirea aici la Chișinău, la ora 2, împreună cu o asociație foarte activă în ultimul an aici în Republica Moldova, Tinerii Moldovei, o să iasă mii de oameni în stradă pentru a cere unirea. Și cu cât vor ieși mai mulți și mai mulți oameni în stradă, cu atât se vor schimba și mesajele acestor politruși de aici. Acțiunea se numește Marea Adunare Tricoloră. Exact. Da. În legătură cu ce spuneai cu justiția în România, Valentin Dolgăniuc, iată, noi avem un exemplu cât se poate de elocvent. Este cazul senatorului Danșova, care a scăpat, a votat Senatul, Parlamentul României, l-a scăpat de arestare preventivă și ați văzut ce reacție se întâmplă în România. Lucru care nu se întâmplă la noi. Republica Moldova este pe dos, că dacă e să facem trimitere la ceea ce a făcut Parlamentul cu Banca de Economie prin secretizarea acestei ședințe, o problemă de interes național prin furtul la 1 miliard, prin secretizarea acestei ședințe, toți cei care au votat secretizarea acestei ședințe trebuie să fie pe banca acuzaților în Republica Moldova. Altfel, iarăși Dodon scapă, dar el îl prindem la altă cotitură. Deci, așa că
din punct de vedere al justiției europene, ori DNA-ul, deci este un exponent al justiției europene, un exponent al integrării României în NATO și în niciun caz nu este un exponent, deci, al justiției românești, să zicem așa. Pentru că în justiția românească, ca și în justiția de Republica Moldova, pe parcursul la multor ani, a fost o mare corupție. Și acolo la fel nu se putea de făcut acest lucru. Ori securitatea unui stat prevede, în primul rând, lichidarea corupției, lichidarea deci corupțiilor de la guvernare, din Parlament, din Senat și așa mai departe. Fiindcă un președinte corupt, un prim-ministru corupt, deci el poate fi manipulat de către puterile și mari nu doar internaționale. Asta, Valentin Dogăniu, acest lucru, nu deci, doar manipulat, dăm să numai o paranteză. De ce e nevoie să preluăm metodele din aul aici? Fiindcă cel puțin, să spun unii specialiști, se fură cel puțin încă un buget anual din banii noștri. Este iată de ce e nevoie oamenii care dirigăresc banii publici să fie trași la răspundere. Principala problemă aici în Republica Moldova este furtul banului public. În ceea ce privește, iată, eu n-aș fi de acord, dar în favoarea dumneavoastră acum, cu investițiile care urmează să le facă România în Basarabia după unire, sau cât va costa această unire. Dar nu va costa nimic, pentru că astăzi Basarabia își construiește bugetul 75% din importuri. Adică aici, în Republica Moldova, nu se produce nimic. Produs intern brut practic lipsește. Ceea ce era o întorsătură era altfel, deci atunci, la 1990-91, au speculat foarte puternic la acel timp de ce nu trebuie să se facă unirea, deci două sărăcii, noi trăim mai bine decât cei din România, dar vedem că lucrurile s-au inversat. Aici, în Basarabia, absolut lipsește produsul intern brut. El este construit doar pe importuri, el este construit, deci, pe remitențele cetățenilor care ajung banii aici și pe nimic altceva. Așa că România nu ar avea de cheltuit nimic. Dar o conexiune, deci, sau să zicem, ceea ce mă deranjează pe mine personal, fiindcă, iată, cei prezenți aici, o parte cunosc, prima intervenție care am putut să o facem noi, atunci, la 1998, când am făcut acele conexiuni, trei linii de înaltă tensiune, de 110, România-Basarabia, care nu a mai urmat, vă amintiți atunci când a fost acel... Am stat la același birou și în exact, același birou. Exact, exact. Am făcut acel lucru, trebuia să urmeze și alte interconexiuni energetice, interconexiuni de gaze, interconexiuni. Noi, după 25 de ani, abia acum vorbim despre o conductă de gaze, deci de independență față de Rusia. Care nici acum ăștia de la Chișinău nu vor să o continue. De acord. Antonie Popescu. Aș vrea să confirm ce spunea domnul Dorganiuc referitor la reforma justiției. Sigur că mult mai este de lucru și la București la acest capitol. Trebuie să fim vigilenți, atenți și sinceri. Cu toate astea, lucrurile care s-au întâmplat după 2007, deși au fost pregătite între 2005 și 2007, aici vor, nu vor, și adversarii, și detractorii, și ministeriatul Macovei a însemnat un mare pas înainte. A urmat o etapă de stagnare și iarăși motorul s-a pornit și... lucrurile acestea ar fi fost imposibil dacă România nu s-ar fi unit cu Europa Occidentală. Adică dacă de la 1 ianuarie 2007 nu ar fi fost membra Uniunii Europene. Sigur că începuseră mulți eurosceptici să spună am intrat în 2007 și în Uniunea Europeană și nu e raiul pe pământ, nu curge lapte și, nu se văd rezultate imediat. Și miere. Dar iată că dacă n-ar fi fost această intrare în 2007, reintegrare cu Europa Occidentală, lucrurile acestea ar fi fost imposibil de făcut. Și asta când o spunem, o spunem de pe ambele părți ale mesei, și din rândurile societății civile, și din rândurile administrației. Cum spuneați, vorbeam în 1999 și ne-am ocupat de acel proiect de interconectare, din care foarte puține lucruri s-au făcut chiar și astăzi. Aș interveni și aici, subiectul ăsta. Noi am avut un program... Dar un minut, numai un minut. Eu ajung de la mine timp, nu prea mea. Doamna Pavlicenco, vă rog să vă conformați regulilor. Mă conformez, dar lăsați-vă, zonesc măcar jumătate cât spun dacă alții. Dacă nu, mergem la București, da. Doamna Pavlicenco, mergem la București și stăm de vorbă cu expertul economic Petre Șorpeiu. Bună seara, domnule Peiu. Bună seara.
Astăzi continuăm o discuție pe care am avut-o, vă amintiți, în cabinetul din umbră cu dumneavoastră, despre unire, despre costurile unirei. Valentin Dolganiu, care este prezent aici, a avansat o teză destul de interesantă. A spus, domnule, dar unire de fapt nu va avea costuri, fiindcă că Republica Moldova nu are produs intern brut și 75% din PIB sunt remitențele. O fi așa, nu o fi așa. Încă o dată, pentru publicul care acum ne urmărește, domnule Peiu, amintiți-ne că știm că ați făcut aceste calcule. Da. Care ar fi acest cost? În ce s-ar exprima el? Doar în bani? Poate e nevoie și de un alt efort intelectual, organizatoric? Sigur că e vorba și de un alt efort, însă asta este foarte greu de cuantificat. Efortul bănesc îl putem cuantifica. Și repet, ceea ce a stat la baza calculelor noastre este modelul reunificării germane, în care, repet, raportul între populațiile celor două state era de 4-1, adică Germania Federală era de 4 ori mai mare decât Germania Democrată. Raportul între produsul intern brut între cele două populații, produsul intern brut pe cap de locuitor, per capita, era de 3-1. Și după 20 de ani am constatat că Germania de Vest a cheltuit un PIB al anului 1990 pentru a reintegra Germania de Est. A apropia, de fapt, performanțele economice din cele două Germanii, pentru că o identitate nu s-a produs și nici nu se putea produce. Asta este o modalitate de calcul. A doua modalitate este de a lua pur și simplu Republica Moldova, care este a șasea parte din România, și ca populație, și ca teritoriu, și de a vedea care sunt costurile efective. Și am făcut ambele modalități și am ajuns la concluzia că pentru România aceste costuri ar fi undeva în jur de 180-190 de miliarde de dolari pentru 20 de ani, adică un PIB al nostru în 20 de ani, scăzând costurile pe care finanțările europene, fondurile europene le pot aduce, cu care pot contribui, ajungem la concluzia că România trebuie să suporte un cost de 70-80-90 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani. Cam asta e, pe scurt, povestea studiului nostru. Domnule Peiu, vorbeam acum cu regia asta, da. Nu este o sumă mare. Aici, într-o zi, s-au furat 1 miliard de euro, deci putem să ne permitem. Da, este o sumă mare. În 2 zile s-a furat 1 miliard, în 25 și 26 noiembrie. Domnule Peiu, dar spuneam că dincolo de expresia bănească, vorbeam la începutul emisiunii cu Mircea Drog, care parcă spunea un lucru plauzibil. Actul Unirii în sine, semnarea unui act al Unirii, încă nu înseamnă mare lucru. E nevoie de făcut niște pași concreți. Credeți că când ar trebui, sau dacă există, întrebarea mea este, dacă există un plan undeva, un scenariu concret al acestor pași pe care ar trebui să-i facem? Un astfel de scenariu nu există, elaborat la nivelul unei instituții. Însă el există la nivelul unui model care se poate copia din ceea ce s-a întâmplat în Germania. Deci eu am studiat și noi am studiat la Fundația Universitară a Mării Negre ce s-a întâmplat în Germania. Și există aproximativ 4.000 de pagini traduse. Tot efortul administrativ, financiar, social, economic, uman, care s-a petrecut din partea landurilor vestice pentru integrarea landurilor estice. Nu este nimic simplu, este un efort uriaș, dar care în final va aduce un beneficiu foarte, foarte mare a ambelor populații. Încă o întrebare, ultima întrebare, domnule Peiu. O întrebare cred că ar vrea să vă pună foarte mulți telespectatori care ne urmăresc acum. Urmând, cred că și modelul german, când
timp, în cât timp după unire, după proclamarea unirii Republicii Moldova cu România, s-ar face această unificare de salarii, de pensii, de indemnizații? Ea s-ar face treptat. Probabil că efectele acestei unificări se vor simți pe deplin undeva cam după jumătatea intervalului de 20 de ani. Deci după 10 ani vom avea o aproximare destul de bună, o identitate destul de bună, în sensul că câștigurile salariale medii și pensiile medii din Republica Moldova vor depăși 75% din cele din România. Vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, domnule. Mulțumesc și eu. Vă mai aștept la cabinetul de umbră. Doamna Vitale. Păi, iată, poate că e și mai bine că vorbesc acum. Vedeți dacă mă ascultați, că acum e mai bine. Deci, eu vreau să spun că la banii care s-au furat în ambele state românești, din păcate, până justiția a început să funcționeze, sigur că putem să ne gândim că acești bani era bine dacă erau folosiți pentru procesul de reunificare. Pentru că iată datele care le-am și republicat, de la, sunt desiderați de proporțiile corupției, de la 1.500 miliarde de euro în 25 de ani în România, adică care spune Florin Colcea, cunoscut ca antrenor de geni în România, la 10,5 miliarde de euro din fonduri europene. În Republica Moldova, cifra vehiculată este de 25 miliarde de lei, o pătrime din PIB, dar asta numai în ultimii ani. Dar în total, asemenea date, probabil că nu știu cine le are. Ce am vrut să spun cu asta? Pentru că, iată, acum e o mare luptă împotriva corupției și România deja devine exemplu în acest sens și cred că are o foarte mare influență și asupra stării de spirit a basarabenilor, legat de pedepsirea celor care au deturnat fonduri publice românești și europene. Iată, acest lucru este important pentru că după ce sunt pedepsiți ei sau băgați la pușcărie, începe recuperarea banilor. Recuperarea banilor merge foarte greu. Acum e în proporție de 10% la noi în procesul în Republica Moldova. În general n-a început și de fapt când ne întrebăm de ce suntem de unire mulți și vorbesc de ce care înțeleg ce ar însemna asta, este pentru că fiecare vrea să fure aici, în timp ce unirea înseamnă sacrificiu, înseamnă luptă, înseamnă poate lipsuri. În acest sens, pentru că noi trebuie să revenim la ideea de ce chiar avantajele sunt, se văd, dar totuși populația se teme. Pentru că încă rămâne victima propagandei antirusiești, pentru că cei care conduc Republica Moldova vor să fură în continuare. Ei știu în arier panseul lor, adică în subconștientul lor, că unirea oricum se va produce, că Republica Moldova nu are perspectivă ca stat, dar vor că atunci când vor ajunge în Uniunea Europeană prin unirea cu România, să fie cetățeni foarte bogați, iar toți ceilalți rămână sclavii lor. Vorbesc de clasa guvernantă. Și închei cu a spune următorul lucru. Mulți vorbesc astăzi despre unire și foarte bine. Și bineînțeles, iată Vasile Nedelciuc, care a fost la o emisiune tot la Alb Negru, a spus foarte clar. Nu ne unim cu România doar pentru că este țara mamă a noastră. Dar problema este că unindu-ne cu România, noi imediat vom nimeri în Uniunea Europeană și nivelul de viață garantat va crește. Și mai spune așa, că oamenii noștri nu sunt încă gata de schimbare și trebuie să încercăm să le spunem asta, că ei se plâng de fapt codul creu. Și în cazul acesta, iată chiar am să-l citez, putem spune următorul lucru, mătușă Ileana, mătușă Ion, nu te plângi că o duci rău și că o să o duci puțin și mai rău, pentru că nu ești gata pentru a o duce mai bine și votezi și votezi. Tu vrei să o duci mai bine, dar să rămâi tot cu cei care au fost și ieri sau la altă ieri în Parlament. Atunci, hai să mai răbdăm. Misiunea noastră este ca cât mai repede să obținem ca Moș Ion și mătușa Ileana să nu se teamă că românul o să vină și să-i facă ceva. Românul este cetățean european, este cetățean care respectă drepturile omului, iar România este cea mai bună legislație pentru minoritățile etnice. Asta eu spun pentru cei care sunt cetățeni de alte naționalități loiale națiunii române. O întrebare ferească. Atunci când discutăm despre unirea Republicii Moldova, dar mai întâi vreau să fac o remarcă, să atrag atenția că avem aproape 800 de voturi da și 30 de voturi nu și aș vrea să le aduc aminte privitorilor noștri că cred că acum un an am avut o emisiune similară în care
Am invitat și un anti-unionist la emisiune și am avut un scor peste 1000, mult peste 1200, erau pentru unire, la care anti-unionistul a spus că noi am trișat și am pus la cale aceste voturi. N-am nimic cu viziunile lui, aș muri. 1790 era promis, se spune. Aș muri pentru ca el să aibă posibilitatea să-și expună punctul de vedere, dar fiindcă ne-a învinuit de faptul că am trișat, nu mai am plăcere să-l mai invit în acest lucru. Domnule Butnar, doar o remarcă. În 2008, un sondaj IRI, nu cele controlate de ăștia de aici, de guvernați, a arătat 28% pentru unire. Asta a fost comanda PNL-ului. Sondaj american. Da, dar Institutul Republican Internațional. Fiecare partid are dreptul la două întrebări. Noi am pus cu NATO și cu Unirea. Și cu Unirea au fost 11%, și cu NATO 11%, cu Unirea 28% și 10% oscilanți. Asta în 2008, în plin regim comunist. Dacă ar fi sondaj acum obiective, ar arăta cu totul altfel. Așadar, o întrebare ferească care intervine atunci când vorbim despre unirea Republicii Moldova cu România este cea legată de Găgăuzia și de Transnistria. Cum facem, ce loc ocupă aceste teritorii în scenariul unei eventuale uniri? George? În primul și în primul rând vreau să vă zic că Găgăuzia este un rezultat al clasei politice de la Chișinău, care nu a făcut nimic ca pentru oamenii a timp de 25 de ani. I-a lăsat fix cum avea planul Uniunea Sovietică cu ei. Singura dată când s-a luptat pentru identitatea găgăuzilor a fost în România interbelică, când s-au făcut școli, s-au făcut traduceri și multe, multe alte lucruri. De altfel, nimeni nu prea mai știe pe acolo găgăuză. Dar, trecând la, la regiunea transnistreană, bineînțeles că ea în forma actuală nu va fi inclusă în proiectul viitoarei uniri, dar nici nu va fi cedată. Populația de acolo trebuie să treacă printr-un proces de 5, 10, poate 15 ani în care zona trebuie democratizată și armata 14-a trebuie să plece de acolo. Cât privește Găgăuzia, părerea mea personală este că îi se acordă acestei zone mult prea multă importanță la 100.000 de locuitori. Se pune accentul și se fac investiții rusești inutile acolo pentru 100.000 de suflete. Antonin Popescu? Eu cred că modelul oferit de cadru juridic în materia drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale oferit de România în ultimii 25 de ani este suficient pentru a fi doar transpus. Mi-amintesc că ambasadorul Bucureștiului la Chișinău, domnul Marcel Dinu, avea dese inițiative de a merge în Găgăuzia. Dar și mai târziu, a fost proiect susținut de ambasada României ca ei să învețe limba ce română. Ce se întâmplă acolo este un eșec al guvernului de la Chișinău, în primul rând. Faptul că ei sunt mai guvernați de la distanță de o Rusie, precum cei din Transnistria, este un eșec al Chișinău. Da. Sigur că împreună cu Bucureștiul pot să facă un lucru împreună. Eu mă așteptam ca Bucureștiul și Chișinău să aibă nu doar o cooperare în materia minorităților de pe teritoriul acesta, al guvernat de fiecare, de București sau de Chișinău, să aibă o cooperare și în ce privește diaspora. Ori mă uimește că nici astăzi o cooperare între București și Chișinău pentru sau cu diaspora nu există. Domnule Popescu, asta sunt zona găgăuză, este folosită departe, de guvernanți pentru vot anti-românesc și pro-rusesc. Imediat. Cauza principală. Acum mergem la Sibiu. Doamna Pamelicencu, mergem la Sibiu, vorbim cu domnul profesor universitar, doctor în istorie, rectorul Universității Române Germane din Sibiu, Gheorghe Bichician. Bună seara, domnule profesor! Bună seara! Bună seara! Asta facem azi, vorbim aici, în cabinetul din umbră, despre scenariile unei posibile unire a Republicii Moldova cu România. Dumneavoastră, cum vi se pare, în ce condiții astăzi ar fi posibilă o eventuală unire? Sigur că unirea, eu aș spune mai degrabă reunificare,
dacă mi-este permis este, acest lucru. Este termenul, este termenul agreat și de mine, da. Modelul german. Sau reîntregire. Reîntregire. Da. Reunificare e exact în contextul german, așa s-a folosit atunci. Da, pentru că în fond trebuie să păstrăm, nu, și să avem în memorie o realitate istorică. Deci, în opinia mea, așa cum am spus, nu e vorba de o unire, ci de o reunificare, așa cum s-a făcut în modelul german în 1990. Sigur că asta implică o serie de îndeplinirea unor condiții. Pentru că, așa cum s-a întâmplat în 1990, este necesară, de fapt, o rectificare a tratatelor de pace care s-au încheiat după al doilea război mondial și care au stabilit o serie, granițele actuale ale Europei, care au fost apoi consfințite la Helsinki în 1975. Dar au fost încălcate, domnule profesor, Europa de mult a încălcat aceste granițe. Exact. Ele nu mai există. Prin înțelegerea ambelor părți, da, bine, să vă ascultăm, vă ascultăm mai departe. Ele nu mai există în momentul de față, frontierele există. Faptul că există un spațiu Schengen, că există Uniunea Europeană, este cu totul altă poveste. Faptul că nu există un control vamal, dar frontierele statelor în sine, ele există. Nu, mă refeream, domn profesor, mă refeream la altceva. Nu mai există RDG-RFG, nu mai există Iugoslavia, Kosova, rușii au încălcat și au luat Crimeea. Iar acordurile de la Helsinki permit modificarea pe cale pașnică. Cu acordul ambelor părți. O declarație Haslia, unui purtător de cuvânt al administrației ruse, recent, spunea, ați văzut, granițele cu Crimeea s-au modificat pe cale pașnică, nu s-a tras niciun foc de armă înainte și a fost referendum. Se pot perverti și în așa fel încât să se transforme în contradictor. Deci în momentul în care s-a făcut reunificarea Germaniei, a avut loc un acel zis Consiliu 2+4. Deci pe de o parte, cei patru mari care și-au dat acordul, cei patru mari, numiți așa ca învingători, puterile care au hotărât destinul lumii după al doilea război mondial, plus doi, adică RDG și RFG. Aici a mai intervenit încă un actor important, și anume Polonia. Pentru că Polonia dorea menținerea granițelor pe Lidia Oder-Neisse, așa cum a fost ea stabilită, da? Și a cerut garanții internaționale că acele frontiere, prin reunificarea Germaniei, nu vor fi atinse. Sigur, toate acestea s-au semnat la 12 septembrie 1990, apoi la 3 octombrie, știm bine, această reunificare a devenit o realitate. Acum, dincolo de aceste aspecte, sigur, care privesc scena politică mondială și care trebuie să existe și trebuie luate în considerare, pentru că actorii politici internaționali trebuie să-și dea acordul în acest sens, dincolo de voința pe care noi o exprimăm și o dorim de reunificare, pentru că condițiile actuale ne permit acest lucru. Eu sunt convins că se poate realiza această reunificare în contextul în care, iată, Moldova deja este în curs de preaderare la Uniunea Europeană și că, sigur, și factorii internaționali ne pot fi favorabili. Zic, ne pot fi favorabili, nu spun cu o certitudine, ci că ne pot fi favorabili. Sigur că trebuie să avem în vedere opoziția pe care unele țări mari, de exemplu cum este Rusia, o pot avea față de modificări geopolitice în apropierea granițelor lor. Deci acestea sunt un pachet de aspecte, să spun așa, care privesc unificarea. Un al doilea aspect l-ar privi, sigur, consecințele acestei unificări pentru noi. Suntem un singur popor. Dar trebuie să avem în vedere că care sunt așteptările, de fapt. Care sunt așteptările, pe de o parte, ale Moldovei, ale românilor din Moldova, și care sunt așteptările românilor din actuala configurație a României. Vreau să mă exprim cât mai corect ca să înțelegem că toți suntem români, dar există o configurație în momentul actual cu România și o configurație cu românii care sunt în Republica Moldova. Deci care sunt așteptările? Toți ar dori, sigur, sau ar crede că prin această unificare va fi, știu eu, un high life, deci poate că Moldova va trece la un alt standard de viață, de economie și așa mai departe. Sigur că asta este de dorit.
Dar gândiți-vă, de pildă, că așteptările vest-germanilor au fost vis-a-vis de est-germani, că ei reprezintă o putere economică de 1200 de miliarde de mărci, cum era atunci. Ori evaluarea economiei est-germane a fost la 400 de miliarde de mărci. Eu știu datele pentru că, din fericire, am scris o carte de istoria Germaniei și dacă, tocmai de aceea am destul de proaspete în memorie unele date. Și, deci, aceste așteptări au făcut ca în momentul unificării, iată, Germania, fostă Germania de vest, să contribuie cu mult mai mult bani, deci din punct financiar, la dezvoltarea economică a estului Germaniei. Și asta s-a făcut și printr-o taxă de solidaritate pe care o plătesc și în momentul de față vest-germanii, germanii din fosta, să spunem, Germania de vest, taxă de solidaritate prin care o parte, un procent din salariu care contribuie la dezvoltarea estului. Sigur că este, eu chiar acum două zile am venit din Germania. Noi am vorbit, domnule profesor, despre aceste lucruri chiar acum câteva minute cu expertul economic Petreș Orpeiu, care a vorbit mai pe larg costurile în expresia financiară, în expresia bănească. Sigur. Oricum, vă mulțumesc mult pentru această intervenție, sper să vă mai auzim la cabinetul de numbră. Valentin Dolgăniuc, iată o altă privire, mai lucidă poate, asupra problemei. Dacă revenim la acea întrebare, că minoritățile naționale de aici, din Basarabia, care... Și aș vrea acest mesaj sau aceste gânduri pe care acum o să le expun să audă cel puțin câțiva reprezentanți ai găgăuzilor, persoane care gândesc echidistant, care gândesc altfel decât cei care sunt înregimentați politic. Găgăuzii trăiesc o mare dramă, o mare tragedie. Paradoxul Dar este... ei știu asta. Nu știu, asta este. Paradoxul că ei nu-și dau seama de acest lucru. Ei sunt irecuperabili, deci pentru ca ei, ca minoritate etnică, vorbitori de limba găgăuză sau limba turcă. Deci eu am avut multe discuții cu regretatul, cu Fyodor Anghele, deci, care a fost coleg în Parlament, care a fost deci, ambasador în Turcia și așa mai departe, pe această temă. Vin și vă dați seama, sunt victima numărul unu, deci aici, în acest spațiu din Basarabia, victima numărul unu a deznaționalizării din Uniunea Sovietică, a regimului comunist. Dar și iubesc ală... Ei au rămas fără limbă, ei nu-și cunosc limba. Ei nu au această limbă vorbită nici la nivel de bucătărie. Ei folosesc ca limbă de comunicare, ca limbă deci, în documente și așa mai departe, limba oficială a dânșilor este limba rusă, nu este limba găgăuză. În condițiile unor minorități naționale din Uniunea Europeană, inclusiv din România, se folosesc limba statului și se folosește limba minorității. Dar legea noastră ei folosesc... prevede limba de comunicare, limba rusă. Nu este în Constituție, deci este un statut special adoptat. Are statut de lege organică. Și nici o guvernare europeană n-a schimbat acest lucru. Legea de comunicare trebuie să fie română, limba de stat. Doamna Pavlicencu, am fost în Parlament, am votat împotriva acestei... Nu, eu știu, dar vorbesc de ce care după. Deci dacă se spune... Mergem mai departe, timp puțin. Deci, în aceste condiții... Minoritățile naționale de Republica Moldova, ei sunt, de fapt, carne de tun ale rușilor. Ei sunt, deci, acea pârghie cu ajutorul cărora Moscova influențează și dictează Chișinăului. Același lucru îl avem și în Taraclia, a altă minoritate națională, bulgarii, care același lucru, acum vedeți, cum insistă să li se acorde un statut special în Taraclia. Bine, dar bulgarii, nu... spre deosebire de găguți, vorbesc bulgară totuși. Bine, dar nu vorbesc cu bulgară literară, nu au învățământul în limba bulgară și așa mai departe. Dar găguzii... Bine, dar... Nu insistă ei. Insistă niște bandiți de la Chișinău care pe fondul acestor tensiuni etnice vor să fie votați. Vrea Voronin să fie votat, vrea Dodon să fie votat, vrea Lupu să
vei vota și de partide și partiduțe. Haideți să le explicăm la oamenii ăștia că o să trăiască mai bine după unire. Haideți să le explicăm la oamenii ăștia că trebuie să ceară în stradă unirea și să nu-și mai pună încrederea în prim-ministrii gaburici, păcălici și frăția Vlazilor și eu, câți mai sunt pe la Chișinău. Atunci când am spus la începutul emisiunii, deci, modul de gândire și de percepția informației și aceasta duce în ultimă instanță la votul electoratului. Modul de gândire al găgăuzelor este un mod de gândire rusesc. Ați spus că găgăuzii trăiesc o dramă. Eu vreau să spun că drama o trăiesc toți basarabenii. De ce doar găgăuzii trăiesc drama? Și la noi, când acum după o clipă, e tot o dramă și e foarte mare. Pentru că se depopulează, toți pleacă, nimeni nu are încredere. După 30 noiembrie, marea înșelăciune care s-a produs, în general lumea nu mai vede nicio ieșire din situație. Tocmai acum se creează o situație care este similară celei din ajunul Unirii din 27 martie 1918, plus factorul extern, care pot favoriza acum o schimbare a mentalității. Personal nu m-am gândit că după 2009 putem trăi asemenea vremuri când Uniunea Europeană este cu mult mai departe decât ne-a părut. De aceea, unire mai aproape. Și vreau să vă spun în context internațional. Noi, de exemplu, am trimis în toți acești ani scrisori și lui Medvedev, și lui Putin, și Angela Merkel, care a spus că nu poate refuza niciunui popor avantajele reunificării de care a beneficiat și beneficiază poporul german. Asta am spus-o și în campanie electorală, că a venit atunci declarația și cred că a fost un semnal. Și în afară de asta vreau să vă spun că am trimis scrisori și cu domnul Mircea Popescu și semnate de toți membrii Consiliului Unirii. Și la Bruxelles am fost și am vorbit și acolo cu reprezentanți de Comisia Europeană în 2012. Și uitați-vă, vreau să amintesc cazul exact în studiul lui Petrișor Peiu, care spune despre național-liberalul Gheorghe Brătianu, 1898-1953, care a refuzat să accepte anexarea Basarabiei și a Bucovinei de către Stalin și pentru asta și-a pierdut libertatea. El a spus așa, exact cum sună și rămâne valabil. Trebuie să informăm, fără întârziere, pe toți cei care au sarcina grea de a reconstrui Europa și lumea întreagă despre interesul de primordie și despre dreptul indiscutabil pe care îl reprezintă pentru România, chestiunea Basarabiei. Iată, în sensul ăsta, românii de peste Prut trebuie să fie avocații pe lângă Bruxelles și Washington ca să spună că ei trebuie să ne salveze și noi să înțelegem că frații români vor să facă lucrul acesta. Bun, este foarte important aceasta. Antonie Popescu. Voiam să dau un exemplu pe care l-am găsit într-un sat mixt român-ucrainean lângă Cernăuți, unde se punea acum vreo câțiva ani, mai mulți ani în urmă, temelia unei școli. A venit o bătrână de etnie ucraineană și spune aș vrea și eu să mă înscriu la școala asta, era vorba de tronsonul românesc. De ce? Vreau să mă înscriu în clasa a doua. De ce? Pentru că atunci când s-a retras administrația românească și a venit Uniunea Sovietică, eu eram în clasa a întâi. Și n-am mai urmat nicio școală de atunci. A fost forma ei forma în care această bătrână ne-a spus ce a însemnat administrația. Propaganda sovietică a spus cu totul altceva despre perioada interbelică. Și asta le-a intrat din cap, din păcate, în cap oamenilor care să vină după 55 de ani și să-ți spună așa ceva, arată că... Păi patru clase la români făceau cât 7 universități sovietice. Situația unei școli, și aici vreau să trec mai departe și să spun că dacă există un model de cooperare între București și Chișinău, care a reușit, este cel educațional. Dacă există o investiție făcută de România în Basarabia, aceasta în plan educațional, făcută în ultimii, în toți acești 25 de ani, a fost un succes. Sigur, lucrurile s-ar putut face mult mai bine, dar ceea ce s-a întâmplat aici pentru Basarabia, Bucovina, deopotrivă, știu că primul guvern de aici, Mircea Druc și domnul Matcaș era ministrul învățământului, au avut un acord și cu Ucraina, unde se vorbea de limbă română, nu de moldovenească, de au venit tineri și din sud Basarabiei și din nordul Bucovinei, din regiunea Cernăuți, au venit prin Chișinău la studii în România. Aceste guverne antiromânești au promovat moldovenismul și în Ucraina și în alte teritorii care au fost ale României. Ceea ce este important ca unirea aceea care ar fi trebuit să se întâmple ieri, cum ne avertizează
sintetizat domnul prim-ministru Druck, trebuie să existe și interconectarea energetică pe care domnul Doganiu, când era vicepremier, a proiectat-o și a făcut primii pași, a dovedit că existau linii doar pentru legături insulare și că trebuiau linii de înaltă tensiune de transport al energiei energetice. Domnul Bisco, să ajung acum la asta, pentru că uitați-vă că Rusia sugrumă Republica Moldova în plan energetic. Să stăm la un ghen. Căile ferate puteau fi făcute și cu ecartament european, pentru că dacă vrea premierul de la Chișinău integrare europeană, trebuie să introducă și aceste cartamente europene. 14 ani de guvernare anti-europeană. O Republică Moldova fără ecartament european ține de Eurasia, nu de Europa. Nici pro-europene n-au trebuie făcut să știe, trebuie să știe lucrul ăsta. Uniunea Sovietică venea până la Galați cu minereu și vine și astăzi pe ecartamentul acela. De ce ecartamentul european n-ar putea să vină până la Chișinău. Tighina sau până la Chișinău măcar? Pentru că populația este din păcate, domeniul învățământului este poduri. Singurul domeniu în care peste Prut, de la Licani, a stat căzut în Prut bombardamentul din al doilea război până acum vreo 10 ani. Acest domeniu al învățământului, într-adevăr, el s-a dezvoltat, a avut succes cu sau fără acceptul guvernanților de la Chișinău. Chiar și în pofida. Aici. Și în pofida. Sanghelia a închis atunci posibilitatea de a merge studiații. A închis 8 ani de zile, dar în pofida acestor restricții, învățământul, într-adevăr, a reușit. Uitați, un Nicolae Bodgros, un Anatol Vidrașcu, cât fac ei pentru omogenizarea spațiului cultural? Ăștia doi, de exemplu, Bodgros, care e recunoscut ca unul dintre cel mai bun conducător de ansamblu folcloric, sau Vidrașcu, care are un volum și atâta editează în întreg spațiul românesc cu atâta succes. Deci, ăștia, în pofida... O problemă care a rămas în suspens este acelei neutralități. În anul 1991 și România s-a dorit a fi împiedicată de către URSS prin acea propunere de semnarea unui tratat internațional prin care se obliga să nu, fără acordul Uniunii Sovietice, să nu adere la un alt bloc militar. Era o aluzie directă la NATO. Acel tratat nu s-a mai semnat. A fost o grabă a celor care erau atunci în administrația. Uniunea, norocul nostru, a plecat la Moscova, au negociat, dar n-au semnat. Și acel tratat a eșuat. Dar acel tratat ne dă nouă astăzi ideea că o reunificare, după model german, poate fi făcută și pe calea unui tratat între cele două guverne, care își... construiesc o instituție a reintegrării. Aici e problema. Continuăm discuția. După o mică pauză, vreau să încă o dată să le aduc aminte tuturor celor care ne privesc, văd asta. 958 pentru cei care cred că este salvare. 45 zic că nu este o salvare. Vreau să le mulțumesc celor 45 de persoane că ne urmăresc cu această emisiune cu atâta atenție. Așadar, plecăm într-o scurtă pauză de publicitate. Revenim, fiindcă avem de discutat o problemă extrem de spinoasă. Cum, ce partide ar trebui să asigure realizarea acestei idei? Revenim după pauză. Este oare unirea Republicii Moldova cu România salvarea noastră? Pentru da, 2350, pentru nu, 2360. Vorbea în una din luările sale de cuvânt un invitat al nostru, George Simeon, despre faptul că tinerii nu au timp să aștepte. Nu au timp să aștepte până când un partid va prelua puterea, va lua majoritatea și chiar preluând majoritatea, spunea George Simeon, nu este sigur că nu va cădea pradă ispitelor pe care, capcanelor pe care le întâlnește în timp ce se confruntă cu puterea. Așadar, George Simeon, încă o dată, și întrebarea mea pe care aș vrea de fapt tuturor să vă spun, de ce unioniștii nu votează cu un singur partid unionist, dar votează cu partide nedeclarate unioniste, cum e și cazul meu, de exemplu.
În primul rând, cred că aici, în Republica Moldova, este o lipsă de lideri noi, de lideri carismatici care să se impună și să atragă în jurul mesajului lor și alte categorii de electorat. În al doilea rând, dacă ne referim la unire, acesta va fi un proces care va îmbina atât contextul intern, cât și contextul extern. Iar în momentul când contextul intern și contextul extern se vor apropia, cum este cazul nostru în momentul ăsta, Republica Moldova este aproape un stat falimentar, din păcate, pentru acești peste 3 milioane de cetățeni care sunt practic subjugați de o clasă politică, îi compar ca cu niște vampiri, și contextul extern, ce se întâmplă în Ucraina cu Rusia, care iar are apucături imperiale. Bun, în momentul ăsta nu putem decât să ne uităm ce s-a întâmplat în alte state și ne uităm ce s-a întâmplat în România. În România, justiția nu a apărut așa din senin și DNA-ul n-a început să funcționeze. A existat întotdeauna presiune din partea societății civile. Și societatea civilă din Republica Moldova trebuie să înceapă să funcționeze. Societatea civilă e un termen pompos. Poporul. Poporul trebuie să ceară și să-și impună părerea, pentru că altfel, dacă ne punem nădejdea, noi cei care vedem unirea cu sufletul sau cei care văd unirea din punct de vedere al avantajelor, există și această categorie de unioniști. Dacă ne punem într-un partid anume sau într-o alianță, o să fim trădați cum am fost din 90 până încoace de anumiți lideri pregătiți de la Moscova, care nu o să facă decât să ne amâne așa, să ne scurgă viața din noi. Nu putem lăsa 2018 să treacă fără ca unirea și actualul context intern și extern să profităm de, să profităm de el. Da. Doamna Pavlicin, întrebarea mea rămâne aceeași. De ce, eu să o formulez mai exact. De ce unioniștii, care sunt, cred că, 30%, nu votează un partid unionist declarat, dar votează alte partide neunioniste? Aici s-a menționat foarte clar că ultimele alegeri au fost alegeri geopolitice. Cei care au foarte mulți bani, milioane de bani, noi, de exemplu, câteva mii am cheltuit doar în alegerile trecute, ei și-au îndreptat acești bani pentru a-și spăla imaginea de corupți, pentru a cumpăra voturile și pentru a-i speria pe alegători cu faptul că vin rușii și vin comuniștii, după care s-au unit exact cu bolșevicii. Deci au avut acești bani. Și de ce tocmai au avut în program și posturi vamale pe Prut și DNA filială în Republica Moldova și alte puncte care de fapt ar favoriza o schimbare în Republica Moldova? Da, există și mentalitatea că și oamenii suntem, că nu cumva, că dacă n-ar fi corupție nu vor rezolva nicio problemă. Există și asta. În afară de asta, noi totuși, Partidul Național Liberal, care am luptat, din păcate, cu o guvernare pro-europeană ca să avem un obiectiv unionist, am propus mai multe blocuri. De exemplu, cel mai important ar fi fost unul european, în care puteau partidele care sunt pro-Europa să se delimiteze de cele care sunt pro-Rusia și cu Uniunea Euroasiatică și să coaguleze mai multe forțe. Nu s-a vrut pentru că ele sunt pro-rusești. Asta s-a văzut după 30 noiembrie, așa cum am spus. Am propus un bloc liberal, pentru că trebuie să fie partide cu identitate cel puțin națională românească, dacă nu și unionistă. Și atunci acest bloc ar fi putut să fie motorul cooperării, integrării românești în acest proces de integrare europeană și avea să meargă integrarea românească în paralel cu integrarea europeană. Nu s-a vrut nici aceasta și părerea noastră este că sunt partii în Republica Moldova declarate, în special noi suntem din 2006, dar au apărut multe acum, de rupte așa, PLDM1, PLDM2, PLDM3, acum Leanc, PLDM4. Aceste partide au menirea să, în primul rând, ele nu și aparțin, asta e opinia noastră, ele nu au identitate clară națională românească și în acest sens oamenii și-au dispersat voturile. Eu cred că este o iresponsabilitate și o imaturitate a partidelor care au apărut și care n-au calculat bine și nu au vrut ca să avem acest bloc. Acum, de ce totuși nu au votat unioniștii? Sigur, un proces electoral înseamnă foarte mulți bani. Noi putem să punem problema că ar trebui unde lucruri să discutăm tranșat și deschis. De ce se investește foarte mult într-un fals pro-europenism și nu se investește într-un mesaj unionist? În primul rând, în Republica Moldova, oamenii cei cu bani suntem să investească.
pentru că ei sunt persecutați. Noi avem foarte multe cazuri în sensul ăsta. Din păcate, în România, eu cred că este o prudență și s-a și greșit în ultimii chiar 10 ani cât a fost sub Băsescu. Asta este părerea noastră și el a venit aici și că este unicul partid, a numit un partid care e unicul românesc și eu cred că n-a fost bine pentru că rușii știu aici să unească partidele, să investească, să dea bani. Dar România nici măcar... Și să dezbine. Da, și să le dezbine. Nici măcar n-a vrut că nu a fost și la Cotroceni. Cu ideea asta din partea Consiliului Unirii, hai pe platforma asta să unim. Nu s-a făcut puțin, nici asta. Doamna Pavlicenco, timp da. Puțin, am înțeles ideea. Deci eu cred că după dezamăgirile care sunt, acum avem un proces de coagulare, iată chiar și mâine la depunerea de flori de la mâine 27 martie la ora 10 în Scoara Europei, apoi la Ștefan cel Mare, am înțeles că va veni și cineva de la PLR și de la alte partide, știți că am avut o masă rotundă cu foarte multe personalități, membrele Consiliului Unirii, partide extraparlamentare și am spus că societatea trebuie să se unească pe partea asta românească. Doar o replică legată de ce spune George Simion. Sigur că noi, de exemplu, le-am propus, aveți tineri buni, aveți tineri în Republica Moldova, unioniști, curajoși, haideți să vin în PNL, că tot una trebuie să-mi dau demisia, că 8 ani cred că mi-ajunge cât am fost președinte. Deci e nevoie de un curaj. Aparte ca să conduci un partid politic românesc, mai ales că am unionist, mai ales că eu sunt și femeie. Acum eu un pic mă uit sceptic, deși nu exclud acest rol al societății civile. Dar consider că doar consolidarea unui pol liberal românesc, unionist în Republica Moldova, asistat și ajutat sau cooperând cu o societate civilă unionistă activă, ar putea Republica Moldova să facă mult pentru schimbarea mentalității. Dincolo de faptul că, într-adevăr, partidii la putere au folosit toată mașinăria statului, instituțiile statului, presiune din partea instituțiilor statului asupra electoratului, transport, bani publici și așa mai departe în campania electorală, că au spus să nu voteze electoratul, deci pentru partidele cu neșansă și acest lucru deci a prins foarte puternic. Adică fără bani murdari, că asta e șansa. Deci, bani murdari. Deci a spus nu votați aceste partide, fiindcă ele nu au nicio șansă și atunci vă veți pierde votul în zadar. Eu am menționat într-o singură emisiune că șansa o dăm noi, electoratul, atunci când mergem la urna de vot. Dar trebuie să spunem și lucrurilor pe nume, că în Republica Moldova există o problemă majoră în ceea ce privește cei 30%, 25-30% de unioniști nu au nevoie de agitație electorală. Ei nu au nevoie, deci, ca să vină cineva să le spună pentru cine să voteze. Ei știu că sunt unioniști. Dar de ce nu se regăsesc, deci, într-un partid declarat unionist? Pentru că, haideți să punem degetul pe rană, pentru că există o problemă a liderilor, deci acestui partid, sau acestor partide. Să spunem lucrurilor pe nume, pentru că foarte multă lume din acest motiv, și noi avem, este adevărat, rânza aceasta a noastră, mie nu-mi place acest cuvânt, dar există. Eu am, în campania aceasta electorală, am spus, nu voi vota în niciun caz pentru un partid parlamentar. Pentru că eu i-am văzut cine sunt ei în ăștia 5 ani de zile. Eu am votat într-un partid extraparlamentar, unionist. Pentru că a doua oară pe una așa ce ești grăbă, nu calc. Dar foarte mulți mi-au spus că există problema liderilor partidelor extraparlamentare. De cele parlamentare nu vreau să mă ating pentru că nu mă interesează. M-a interesat partidele extraparlamentare. Deci, iată, aici e toată problema. Adică trebuie să se schimbe conducerea partidelor. Uitați, spune un lucru, s-a furat, domnul Butnar. Știți ce au spus? Ne-au spus din comisie. Au zis, voturile astea, de ce să luăm voturi de la PNL? Nu că încă nu a venit timpul lor. Din informațiile noastre, din societatea civilă care monitorizat procesul. Și la sursă informatică am avut peste 30.000 de voturi, dar s-au furat. Foarte clar. Și este o manifestare de antiromânism și antiunionism a guvernării. Ce ar trebui învățat din experiența sau din ceea ce s-a din erorile trecutului de la București? Aș vrea să vi le împărtășesc. Vrem să vă întreb care e studia față de prudența. Această rețea de corupție care a fost evocată și s-a născut la, a fost construită, s-a țesut la adăpostul crimei. Crimei din decembrie 89, din iunie 90, care desigur venea pe un lung cortegiu era crime ale orori, ale comunismului. Acest eșec a fost al luptei anticorupție până de curând, datorat tocmai uitării
dosarelor decembrie, dosarelor mineriadei, cum mai sunt numite, evenimentele din 13-15 iunie. Acum sunt puse. Acum s-au redeschis și acestea, sunt repuse pe tare. Sigur, a trebuit ca Strasburgul să facă această supresiune a curții de la Strasburg, a deciziilor date de aceasta. Chișinău a cam uitat, am observat, ca observator independent, de evenimentele din aprilie 2009. Guvernele care din 2009 s-au succedat au uitat de faptul că au venit pe un culoar în care au murit acești oameni, au fost alții luați ostatici, bătuți, judecați în comisariate. Avem, iar tinerii au avut slogane unioniste. Sunt cetățeni români, jurnalistul Doru Dendiu a fost ostatic. Să vă întreb un pic, că mergem la București, discutăm cu vechiul nostru prieten Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale a Academiei Române. Bună seara, domnule Dungaciu! Bună seara dumneavoastră și invitatul. Astăzi am discutat mai multe în legătură cu o eventuală unire a Republicii Moldova cu România, despre starea de disperare care există aici, despre costurile, eventuale costuri ale unei eventuale uniri. Și acum am ajuns să vorbim despre partidele politice care ar putea asigura această unire. Întrebarea mea pe care o pun invitaților de astăzi este: de ce unioniștii nu votează un partid declarat unionist, dar votul lor este disipat, dispersat în alte partide de orientare europeană, cu ghilimele de regoare? Nu este limpede la ce partid declarat unionist vă referiți, dar am senzația că nu trebuie blamați în primul rând cei care votează. Probabil că ar trebui în primul rând blamați cei care nu reușesc să capteze de o bună bucată de vreme votul celor care ar putea să îndreptățească opțiunea unionistă în Republica Moldova. Nu asta este miza, după părerea mea. În acest moment am senzația că discuția, simplu fapt că noi discutăm tot mai des despre unionism, deja dă un semnal că în societatea din Republica Moldova această temă începe să devină sau va deveni din ce în ce mai pregnant o temă pe agenda publică. Care este mecanismul care va declanșa cu adevărat ca această temă să capete vector politic? Am senzația că nu va fi din interiorul societății Republicii Moldova, ci va fi din exterior. La lansarea Fundației Universitare a Mării Negre, filialei Chișinău a Fundației Universitare a Mării Negre, ne aduc aminte că George Friedman, președintele Stratford, spunea un lucru, după părerea mea, memorabil. În momentul în care se va declanșa cu adevărat criza în Republica Moldova, societatea din Republica Moldova va trebui să opteze și nu va avea la dispoziție decât două opțiuni. Să fie sau cu Rusia sau cu România. Altfel de spus, în momentul în care se va întâmpla în Republica Moldova, Doamne ferește să se întâmple, dar dacă se va întâmpla o presiune de tipul celei care va fi în Ucraina, chiar dacă nu va căpăta scenariul cele care se întâmplă literar, nu, în Ucraina, atunci Republica Moldova va trebui să opteze și opțiunea, în momentul acela, opțiunea unionistă a societății din Republica Moldova va deveni într-adevăr pregnantă și vectorul unionist va deveni vector politic cu adevărat. Ce se poate face în acest moment este, în opinia mea, să se construiască acele canale prin care, într-o asemenea eventualitate, opțiunea societății basarabene se va exprima. Îmi aduc aminte când eram la Chișinău, am auzit o emisiune la un post de radio în care un interlocutor, de fapt un cetățean care sunase la emisiunea respectivă, spunea așa: lucrurile merg atât de prost încât nu ne mai rămâne decât să ne unim cu România. Nu trebuie neglijat nimeni această viziune, chiar dacă moralmente nu suntem de acord cu ea. Pentru că opțiunea unionistă în Basarabia va avea doi vectori. Unul va fi unionismul, ca să-i spun așa, al inimii, al istoriei, al evoluțiilor,
din această regiune, al valorilor morale, al valorilor istorice, dar va exista și un unionism al minții, care va fi un unionism al pragmatismului și al alegerii opțiunii de astăzi, de mâine sau de poimine. Toate aceste lucruri însă am senzația că se vor coagula în momentul în care criza pe frontiera euroatlantică va fi acută. În acel moment se va pune problema cu adevărat a opțiunii inclusiv electorale. În acest moment suntem, după părerea mea, într-o fază în care societatea basarabeană nu este obligată să voteze sau să aleagă, să decidă cu acuitate viitorul ei. Faptul însă, ca să închid această intervenție, că noi discutăm această temă și dumneavoastră la Jurnal TV și la emisiunea dumneavoastră o discutați din ce în ce mai des, este un simptom foarte semnificativ că se întâmplă ceva în Republica Moldova și din punctul de vedere al multora, printre care mă număr și eu, acest lucru este, din punctul meu de vedere, cel puțin dătător de speranță. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, domn Dungaciu. Mulțumesc pentru această intervenție. Sper să ne mai auzim. Am două rămași scurte. Nu, doamnă Povecincu. Nu. Că lucrurile se schimbă, că ceva plutește în atmosferă. Drept dovadă a acestei teze stă uluitoarea declarație de azi, aproape fantasmagorică, a unor doi notori moldoveniști, Ghelici și Harbuz, care au spus că, domnilor, lucrurile, exact cum a spus Dan Tungaciu, lucrurile merg atât de prost în Republica Moldova, că doar unirea mai poate salva ceva. Ei s-au referit la reforma justiției, care trenează, la procuratura, la problema cu BEM-ul. Vă dați seama, o problemă ca BEM-ul, chestiune ca BEM-ul să se fie întâmplat undeva, oriunde în România, avea să fie rezolvată imediat de DNA. Deci, acești doi, fie că au făcut-o la limita disperării, dar au spus un lucru pe care cred că tot mai mulți basarabeni o să înceapă să-l repete. Dar eu am spus că Laura Codruța Căviș este cea care ne stimulează cel mai mult ca să cerem remunirea, pentru că se vede că acolo este dreptate. Tinerii Moldovei am văzut că au lipit prin oraș afișe. DNA trece sprutul. DNA trece sprutul. De data asta unirea, spre deosebire ca în 1918, de data asta nu va fi etnică. Va fi pe baza unor valori, cum ar fi bunăstare, securitate, justiție, solidaritate. Deci unirea din 2018 se va face pe aceste criterii, dar doar dacă oamenii ies în stradă, doar dacă duminica asta, de exemplu, pe 29 martie la ora 14, vor fi mii de streamuri tricolore în piața Marii Adunări Naționale și după aia la următoarele adunări în piața Marii Adunări Naționale alături de tinerii Moldovei vor veni toate elementele societății și vor veni toți acei care au dat SMS și au zis da. Trebuie să zică da și în stradă. Antonie Popescu. Mai este activitatea de educație care o fac și partidele. Dan Tugaciu a spus un lucru care chiar subscriu și oarecum l-am menționat și eu. Vom avea două feluri de tipuri, de opțiuni unioniste. Una cu inima prin prisma istoriei, prin prisma neamului și alta prin prisma rațiunii, argumentul economic, exact ce am vorbit. Pragmatic. E adevărat, într-un stat care nu este de drept, într-un stat care continuă să fie dezorganizat, cu exercițiul suveranității în stânga ministrului suspendat de atâția ani, evenimente ca acelea din aprilie 2009 Chișinău sau 13-15 iunie 1990 București se pot oricând repeta. Și atunci această iluzorie neutralitate se va dovedi falimentară, pentru că avem o entitate statală care nu-și poate apăra proprii cetățeni. Sigur, lucrul acesta a fost posibil în 1990 la București. Nu mai este posibil astăzi. Războiul din Ucraina este o nefericire în zonă, dar poate fi o ocazie ca, iată, bazele NATO care se stau la Constanța. Care staționează, se clădesc la Constanța, contribuie la apărarea României de orice agresiune.
într-un mod eficient și efectiv. Și atunci soluția celor de aici, și observ că asta în rândul tinerilor e conștientizată cel mai mult, este aderarea la NATO. Păi așteptați să adere Ucraina înaintea Chișinăului la NATO? Asta e posibil așa ceva într-un stat care aspiră la integrarea europeană? Dacă este sinceră această aspirație. Întotdeauna integrarea europeană merge împreună cu aderarea la NATO. Nu se poate face una fără cealaltă, pentru că Uniunea Europeană trebuie să fie apărată de o construcție. Aici se vehiculează foarte euroatlantismul, asta înseamnă. Și atunci, dacă acesta este mesajul și îndemnul ca cei care, tinerii care vor fi prezenți duminică la ora 2 în piața Marii Adunări Naționale, vor avea o opțiune euroatlantică, cred eu, și aceasta este o soluție salvatoare a realipirii României și Europei Occidentale. Pentru că valorilor unionism înseamnă euroatlantism, unionism egal europenism. Românismul din noi se circumscrie spațiului european și basarabenii, prin definiție, sunt și ei europeni ca tot restul poporului român. Problema este că politic, acești gaburici nu vor să fie europeni. Uitați-vă, noi am adoptat mesajul Unirii la 16 aprilie 2010 și mi-aduc aminte cu bucurie că exact la Jurnal TV am fost invitată după aceasta și am avut o primă emisiune de spargere a spațiului public legată de mesajul unionist al PNR, după care noi am luptat după congres și a fost pentru prima oară în 200 și ceva de ani acceptat în acest spațiu un partid cu un mesaj unionist. Îmi pare foarte bine că după atâția ani, iată aici revenim la o discuție foarte serioasă și că toate acțiunile, marșurile, editările de cărți, emisiunile la care am participat își fac efectul și noi așteptam ca să se producă acest lucru. Doar vreau să spun că partidele au și funcția de educație. Noi acest lucru l-am făcut în acești ani și eu cred că fiecare cu puținul său poate contribui la schimbarea mentalității. Asta facem și ne bucurăm că discutăm în spațiu public și vrem ca tinerii, într-adevăr, să aibă o altă viață decât am avut-o noi. Iar acea viață va fi numai urmare a Unirii. Valentin Doganu, aș vrea, nu că aș acorda prea mare atenție acestui fapt, dar mie mi se pare că noi uneori anumite lucruri nu le facem corect. Revin la această declarație a acestor doi moldoveniști, care n-am văzut-o tirajată la nicio televiziune, n-a fost pusă pe post, dar din punctul meu de vedere, chiar dacă ei n-au fost sinceri, ei cel puțin au exprimat un punct de vedere al disperării care bântuie prin Republica Moldova. Eu m-am gândit mult, am văzut pe Infoprut, era această... Pe Infoprut, exact. Dar sigur că televiziunile din Republica Moldova care sunt acaparate nu vor da asemenea gen de știri, deci nu vor vorbi despre evenimentul de la 27 martie 1918, pentru că aceste televiziuni nu vor promova niciodată idee națională, idee reîntregirii neamului românesc. Ele, așa cum s-a spus deja și noi toți, cunoaștem că acești lideri cărora le aparțin aceste televiziuni sunt anti-uniuniști, cel mai grav sunt și anti-europeni. Iar cei din Uniunea Europeană au luat acest hap, continuând ca să le dea milioane pentru, ei spun că le dăm pentru populația din Republica Moldova, dar în ultimă instanță aceste milioane ajung deci în buzunarele oligarhilor care dețin puterea aici. Ceea ce spuneați aici, deci, domnul Popescu, acest scenariu ar fi cel mai trist pentru Republica Moldova dacă într-adevăr s-ar repeta scenariul în 1918, atunci când Basarabia a cerut ajutorul României ca să fie salvată, deci, de crimele armatei rusești. Eu îmi dau seama, înțeleg foarte bine acest mesaj sau această modelare a situației atunci când armata rusească actuală ar putea să atace Basarabia și cui să se adreseze
populația de aici, nu guvernarea, dar populația, să zicem, cui să se altcuiva decât României. Nu sunteți neutri, aveți o armată de ocupație pe teritoriul. Știu, da, dar cui să te adresezi decât... Păi europenii au cerut de mai puțini ori de care cerut, chiar decât comunii. Am văzut zilele trecute ridicarea nivelului de alertă de către domnul Timofti, domnul președinte, tocmai asta... Da, dar mult prea târziu, fiindcă aici, în cabinetul de număr, deci și v-am luat a fost cel care l-a lăsat așa... Doamna Pavlicecu, Valentin, trebuie să vă aduc la cunoștință un fapt trist, că timpul rezervat acestei emisiuni trece implacabil. A rămas doar câteva minute, au rămas câteva minute pentru a trage concluzii. Ce am vorbit astăzi, ce trebuie să înțeleagă privitorul nostru, vă rog, Antonie Poscu. Privitorul nostru trebuie să înțeleagă că există un model de reformă instituțională, de construcția unui stat de drept, a unei entități statale, care în baza unor principii ale dreptului internațional și a unei reforme constituționale care începe revizuirea Constituției, da, pe malul drept al Prutului, poate să acest lucru se producă și pe malul stâng al Prutului. Eu nu înțeleg de ce domnul președinte Timofti nu poate deveni vicepreședintele României, de ce președintele Parlamentului Republicii Moldova, Parlamentului comună? De la Chișinău, nu poate deveni președintele Camerei Deputaților. Domnul Timofti, e suficient că este președintele Republicii Moldova. Din recent am văzut că domnul Filat a spus că președintele Claus Iohannis este un președinte bun pentru România și este un președinte bun pentru Republica Moldova. De ce n-ar putea fi lucrurile văzute și invers? Eu m-am referit la președintele Camerei Deputaților. Cred că oricând actualul președinte de la București ar putea lăsa fotoliul liber pentru un basarabean. Oricând un basarabean sau domnul Druc poate fi premierul României, poate fi vicepremier, poate fi președintele Senatului, oricând domnul Tăriceanu cred că ar lăsa fotoliu liber unui basarabean. George Simion. Partidul Național Liberal și brătienii au făcut asta. Au făcut asta folosindu-și și averile și voința. Doamna Pavlicencu, să aveți timp să vorbiți un minut. Aș vrea să vă readuc aminte. Continuă televoting nostru. 1034 da, 49 nu. Mulțumesc, 49. George Simion. La final, o concluzie la tot ce am vorbit, un apel către toți telespectatorii dumneavoastră, renunțăm la moldoveni versus români, unioniști versus europeniști, suntem toți la fel, suntem în aceeași situație, trebuie să unim forțele, să ne batem cu corupția, să ne batem cu drumurile și nepăsarea autorităților. Vreau să vă spun că duminică eu o să fiu în Piața Marii Adunări Naționale la ora 14 alături de tinerii Moldovei. Dacă vă pasă de viitorul acestui spațiu dintre Prut și Nistru, veniți și voi de fiecare dată în Piața Marii Adunări Naționale pe duminica asta, pe 29 martie, după aia pe 16 mai și pe 28 iunie. Este timpul ca cetățenii Republicii Moldova să ceară unirea și asta nu se poate face decât în stradă, decât din ce în ce mai mulți. Vitale Pavlicencu. Noi, Partidul Național Liberal, care este membru și al Consiliului Unirii și platforma Consiliului Unirii în toți acești ani, am făcut foarte multe acțiuni și am făcut ce depinde noi ca să le spunem oamenilor că unirea este o soluție pentru Republica Moldova și că integrarea în Uniunea Europeană este prin România. Noi credem că, chiar dacă votul a fost cum a fost, avem semnale că oamenii sprijină acest mesaj și în același timp consideră că cei care sunt pro-români și unioniști ar trebui să se consolideze, să fie mai uniți, uniți în acțiuni, iar mai apoi și în alte forme. Și asta este foarte important. De aceea și noi vom fi în Piața Marii Adunării Naționale, iar mâine, la ora 10, invităm pe toți la o depunere de flori, pentru că trebuie să vorbim și de cei care au votat unirea în 1918, dar care au fost macerați, terminați, exterminați de regimul sovietic și trebuie să ne amintim de ei. Mai ales că în România, în toate campaniile electorale, și asta ne bucură tot mai mult, politicienii români vorbesc despre unire. Acum ar trebui și o presiune publică
din partea noastră de aici ca să le cerem să nu vorbească numai în alegerile prezidențiale sau parlamentare, dar într-adevăr să aibă curajul toți, să fie mai puțin prudenți cum au fost mulți până acum și împreună cei care suntem astăzi pentru unire să adunăm cât mai mulți pentru unire din cei care oscilează. Mulțumesc, Valentin Doganiuc. În primul rând, la București trebuie să existe o instituție foarte serioasă care să se ocupe de integrarea Republicii Moldova împreună cu România. Cei ce cu părere de rău, pentru mine, eu din punctul meu de vedere, lasă de dorit. Am pedalat și am dus acest mesaj încă de la 1992, 93, 94 permanent. România, ca avocat al Republicii Moldova, trebuie să facă presiuni pe guvernul de la Chișinău de fiecare dată, așa cum va face presiunea Uniunii Europeană, de fiecare dată, pentru fiecare milion, zeci de milioane, deci sute de milioane care vor fi direcționate spre agricultură, spre învățământ, spre reforma justiției, de fiecare dată se acordă principiul, deci pentru mai mult, pentru mai mult. La fel, Bucureștiul trebuie să facă presiuni asupra guvernului de la Chișinău, iar noi, societatea civilă, să facem presiuni de jos asupra acestui guvern. Voi vorbi, să spun doar câteva cuvinte, ca reprezentant a Platformei Civice, Demnitate și Adevăr. Noi susținem deci această manifestare de duminică, vom fi alături, cei care sunt alături de Platforma Civică, Demnitate și Adevăr, cei care s-au săturat, celor care le-a ajuns cuțitul la os, cei care vor să trăiască cu demnitate, deci aici, în Basarabia, aici, în Republica Moldova, sigur, duminică vom fi alături împreună duminică cu cei... Duminică la ce oră, încă o dată? Ora 14. Duminică 13, ora 14. De la 13 de floare. Duminică la ora 14 în Piața Mare. Și vreau să vă spun, că vor urma și alte manifestări, pentru că nu putem fi indiferenți, așa cum am spus. Dacă mâine de peste Prut nu îi răspunde nimeni de aici, de la Chișinău, dintre politicieni, eu întind mâna lui Dolganiuc și putem în felul ăsta să facem unire. Mâine și duminică sunteți așteptați la aceste acțiuni. Cam asta a fost pentru seara de astăzi. Vă mulțumesc mult pentru participarea și prestația la această emisiune. Deci am avut un vot foarte masiv pentru unificarea României, pentru unirea Republicii Moldova. 5%. Și 49 nu sunt de acord cu acest punct de vedere. Sunt Val Butnaru. Unirea este lumină, mai multă lumină. Ne vedem joia viitoare.